Procurorii DNA au sigilat în această dimineață biroul președintelui Consiliului Județean Hunedoara Mircea Ioan Moloț și pe cel al vicepreședintelui Tiberiu Balint. Potrivit unor surse din interior, ambele birouri sunt sigilate. Doar angajații au voie în cadrul instituției, accesul altor persoane și al presei fiind interzis. Între timp, perchezițiile au început la biroul vicepreședintelui Consiliului Județean Hunedoara, Tiberiu Balint, cel al președintelui Mircea Ioan Moloț fiind încă sigilat. Bănuiesc că au închis biroul în timp ce trebuie să fiu prezent acolo. Posibil că vor veni mâine, vor veni poi mâine, deci se va face percheziție și la biroul meu. La Tibi Balint am înțeles că este acum și la mine aștept... Și mod normal procedura așa spune că trebuie să vă cheme ei să fiți prezent la percheziție. Trebuie să fiu prezent la percheziție și acasă, nu a început percheziția până nu... Trebuia să am ori un om de încredere, ori avocație să fie prezent. Am solicitat avocație, am stat la taclare până când a venit avocație și de-abia după aceea au început. Posibil să mă cheme după masă, după ce termină, posibil să mă cheme mâine, posibil să mă cheme poimine, până în 10 au timp. Deci astăzi e 7, mâine e 8, 9, 10 fiind ultima zi luni. Hunedoara TV și ziarul Hunedoreanului vă vor ține la curent cu desfășurarea anchetei.